sunt Mădălina Panchi și astăzi vom vorbi despre sexul frumos. Salut! Poți să ne spui de ce femeilor li se spune sexul frumos? Nu știu. Bărbații au sexul urât? Nu știu. Cum ai putea să descrii un sex frumos în câteva cuvinte? În trei adjective, de exemplu. Nu știu ce să zic. Ce-ar fi să încerci mea ta în altă parte? Mie îmi pare rău, am avut o mare simpatie pentru mea ta, dar mâine mea să nu te mai pripe aici. Bună! Poți să ne spui de ce femeilor li se spune sexul frumos? Părțile feminine ies mai bine în evidență decât partea bărbătească. Poți să ne spui de ce femeilor li se spune sexul frumos? Dispare aici? Ai vreo idee? Pentru că le place bărbaților. E ok, biologic. Trebuie să fie atractiv, fetele. Say what? Poți să ne spui de ce li se spune femeilor sexul frumos? Pentru că arată mai bine decât bărbații. Pentru că sunt frumoase. Cum ar trebui să arate un sex frumos? Cu părul lung. Say what? Aranjate, machiate, nu știu cum să zic, cu gesturi așa mai fine, ceva de genul ăsta. Ești student? Nu. Ai terminat? La ce ai terminat? Automatizări. Îmi puteți spune de ce li se spune femeilor sexul frumos? Pentru că sunt frumoase. Da. Salut! Poți să-mi spui de ce li se spune femeilor sexul frumos? Deoarece arată mai bine ca băieții. Da. De ce li se spune femeilor sexul frumos? Sexul frumos? Da. Asta e minciună, toate femeile sunt urâte. Evident că femeile sunt niște ființe care trebuie foarte mult respectate, bineînțeles, și nu trebuie să existe bărbați misogini, ca mine. Te studenți? Da. Da. La? Filozofie, științe, social, politice. În ce an? Anul 1. Îmi puteți spune de ce li se spune femeilor sexul frumos? Da. Trebuie să știi. Ești bărbați, ar trebui să știi mai bine, știi? Nu sunteți bărbați? Nu, suntem copii. Ne puteți spune de ce li se spune femeilor sexul frumos? Nu, stai să mă gândesc un cuvânt. Stai asta și stai să fii O să iau întrebarea. Am făcut o leacă de presă, da? Stai puțin să mă gândesc la un răspuns ca lumea. Sexul frumos, ai zis. Alea nu vine niciun răspuns. Ești studentă? Da. La? La litere. Dacă ar fi să descrii în trei cuvinte sexul femeilor? Nu știu, frumos, sensibil și elegant, poate. Sunteți studenți? Da. La? Informatică. În ce an? 2. Îmi poți spune de ce femeilor li se spune sexul frumos? Au țâțe. Au țâțe? Da. Și de asta se spune sexul frumos. Asta știu eu. Ești student? Da. La? Pe ea. În ce an? Întâi. Baftă! Mersi! Bună, fetelor! Îmi puteți spune de ce li se spune femeilor sexul frumos? Deoarece avem calitățile noastre. Au bărbați sexul urât? Nu, au și ei, da. Ești studentă? Da, anul întâi. La? Geografie. Da. Bună, fetelor! Îmi puteți spune de ce li se spune femeilor sexul frumos? Deoarece sunt frumoase. Sunt frumoase? Da. Au bărbații sexul urât? Nu. Bărbații au sexul urât? Nu neapărat, dar ei reprezintă, din punctul meu de vedere, putere, nu neapărat și frumusețe. Student? Da, anul 2. Baftă! La ce ești student? Eti. Dacă ar fi să descrii în trei adjective sexul bărbaților, cum l-ai descrie? Puternic. Arătos. Și...
Al treilea, nu știu, nu mai găsesc. E studentă? Da. La? Franceză, germană. Urât și puternic. E urât bărbatul? Sunteți studente? Da. La ce? La litere. Iar tu? La arte. Nu știu, mincinoși. Mincinoși? Da. Și... Habar n-am. E studentă? Da. La? Litere. Au bărbații sexul urât? Au bărbații sexul urât? Nu. Nu? Nu. E frumos și al lor? De ce nu? Au bărbații sexul urât? Nu. Bună întrebare. Nu știu. Mi s-ar părea ciudat să descrii sexul bărbaților în trei cuvinte. De ce m-am băgat în asta? Ești student? Da. În ce an? Anul tâi. La? Feia. Cum ai putea să descrii în trei adjective sexul bărbaților? Măcar un singur adjectiv. Tare. Dacă ar fi să descrii în trei adjective sexul bărbaților, cum l-ai descrie? Măi băieți, veniți să mă ajutați. Ai nevoie de ajutor? Da. Da. Sincer, încăpățânat, perseverent, nu știu. Ai sexul perseverent? Du-te aici! Du-te aici! Mersi!